În urma unui apel primit de la Ambasada Indiei la București, primarul Vasile Cărare a amenajat sala de sport din localitate. Incinta a fost încălzită, s-au adus paturi și perne. La apelul primarului, mai multe societăți comerciale, atât din Suceava cât și din județele învecinate, au început să trimită alimente și apă. Ne-au cerut ajutorul și tot ce le-am putut oferi a fost sala noastră de sport. Au spus și că e ok, mult mai bine decât afară, astfel că au început cei de la ISU să-i aducă la noi. Noi am mobilizat oamenii de la noi, am pornit sistemele de încălzire și am chemat voluntari să ne ajute cu pături și tot ce mai e. Iar începând cu 1:30, duminică noapte, au început să vină. Au venit, le-am asigurat cazarea, mâncarea și tot ce au avut nevoie. Până astăzi au fost cazați la noi și au plecat cu autocarele către București 1500 de studenți. În acest moment mai avem 600-620 aproximativ în sală. În câteva zile vor părăsi localitatea toți studenții. În locul lor vor veni refugiații ucraineni. Îi așteptăm și pe ei după ce vor, deci aici în sala de sport, vor pleca ultimii studenți indieni. Vom amenaja sala pentru ucraineni. Mai avem o bază sportivă în acea parte, aceleași complex, unde avem 40 de paturi pregătite pentru ucraineni. Chiar acum ar trebui să sosească acolo 50 de ucraineni din vamă. Sunt pe drum către noi, îi cazăm acolo. Deci e o altă clădire, la fel acolo sunt saltele, căldură, apă, tot ce au nevoie, rană e asigurată și acolo. Primarul din localitatea Milișău îți mulțumește tuturor celor care au înțeles să dea o mână de ajutor. 5 food truck-uri au ajuns deja în localitate. Proprietarii au anunțat că vor asigura mâncarea necesară tuturor sinistraților.